Povestea începe în anul 2009, când în urma unui accident rutier, cei doi soți au rămas cu serioase probleme de sănătate. Și parcă acestea nu ar fi fost de ajuns, în vara aceasta, inundațiile le-au distrus casa. Atunci au aflat și reprezentanții Arhiepiscopiei Suceavei și rădăuților de necazurile lor și au decis să îi ajute. Așa se face că joi, soții Pădurariu și cei doi copii ai lor au început o nouă viață în satul Lisaura, unde Arhiepiscopia le-a construit o casă. Ne-a mânat apa. Apa și necazurile. Și a s-o oferi părintele de aici să ne facă o căsuță. Cu ajutorul Dumnezeu s-a făcut și ne-a mutat din câteva zile. Astăzi să sfințește. Slujba de sfințire a fost oficiată de un sobor de 7 preoți, în frunte cu un alt preasfințitul Pimen, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Vremea care sfințește pe toți și ne așteaptă dreptul judecător, și te întoarce suflete către pocăință, ca desfrânata care cu lacrimi striga, Doamne, miluiește-mă!